Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Zai Trans Real Life. Am văzut că v-a plăcut foarte tare ultimul episod și vreau să vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea, toate like-urile, toate comentariile și toate vizualizările. Ultimele două chiar au prins foarte bine și vreau să vă mulțumesc. Haideți în continuare acolo să susțineți această serie cu un buton de like și un comentariu dacă vreți să o continuăm, evident. Dacă nu vreți, nu este nicio problemă. O abandonăm, cum am mai abandonat și seria de 200 de episoade. Am văzut că cineva m-a rugat în rubrica de comentarii să fac un playlist cu respectiva carieră. Când o să am timp sper să reușesc să fac un playlist pentru că sunt foarte multe videoclipuri depus în acel playlist, poate și live-uri. Deci dacă te uiți la acest clip să știi că ți-am văzut comentariul, țin cu unde el nu l-am uitat și când o să am timpul necesar o să fac tot posibilul să fac și un playlist cu respectiva serie pentru că e o serie frumoasă care merită văzută de cât mai multă lume cum și aceasta o să devină o serie din ce în ce mai frumoasă dacă apăsați butonul și de like și o susțineți mă băieți ultima dată pentru cei care ați văzut episodul am ajuns în Siracusa și pentru astăzi avem o cursă destul de interesantă, zic eu, 252 de km doar că avem foarte mulți kilometri de parcurs și cu feribotul, o să mergem în Valeta, Ultimul loc în care am putea să ajungem în această parte sudică, cea, asta este practic cea mai sudică uh, parte a Italiei, iar după această cursă, mă băieți, după cum v-am promis de data trecută, o să cumpărăm primul nostru camion și o să facem prim și primul nostru în primul la bancă pentru că nu ne ajung banii să, pe care i -i avem noi momentan în cont să cumpărăm un camion. Acestea fiind spuse, hai să-i dăm drumul la, la motor. Avem acum de transportat uh, niște camioane. Ce camioane avem aici în spate? Niște DAF-uri din alea modele mai vechi, mă băieți. DAF XF, de 5, avem 15 tone, deci cărăm după noi. Un transport destul de interesant, așa, la prima vedere. Acum avem geamul lăsat jos pentru că e dimineață pe răcoare, așa când plecăm noi. Să sperăm că o să avem un transport lipsit de, lipsit de probleme. Să nu, să nu dăm, uh, să nu luăm amenzi, să nu avem probleme. De niciun fel. Suntem cu, cu Scania noi, model mai vechiuț. O Scania model mai vechiuț. Mulțumesc colegul cu daf -ul. Aș frumos frumos, apreciez mult de tot. Vezi că am daf aici în spate și eu. Foarte interesantă platforma asta. Cred că este o platformă bogată recent de cei de la, de la Eurotrac, Pentru că eu nu am mai avut de-a face cu ea. Acest transport de, de camioane această nouă platformă pe care o băgat-o ei în joc. Este ora 8.25 dimineața, deci plecăm de dimineață. De dimineață tare ne-am trezit de pe la 7 și plecăm în cursă. văd că se merge destul de încet pe aici. A, ah, e zona aia de 30, mi-am amintesc de ea de când am venit de... Îl înjuram eu pe unul că merge pe aici cu 30 pe câmp. Dar se pare că mai este altul care merge tot la fel de încet. Hai, prietene, dă-i. Dă, -i. dă -i că nu s-ar ierpuri acum din, din tufiș. În sfârșit am ieșit și noi din zona asta de 30 Am văzut că mi-ați lăsat, mi lăsat destule comentarii Și uite dacă ieșim pe un drum mai drept o să iau telefonul Ca să, să încerc să le citesc Pentru că unele sunt comentarii foarte pertinente Sau dacă nu chiar toate De câte mi amintesc eu sunt comentarii frumoase acolo lăsate de voi Deci merită citite Stai mă că eu mă uit din exterior ca să vă dau și vouă o priveliște mai bună și s-ar putea să o comit. Haideți să vedem. Haideți să vedem comentariile de la ultimul episod și ce ne-au spus acolo abonații. Deci dacă vreți să apăreți și voi în viitoarele episoade de Eurotrack, lăsați comentarii acolo și eu o să vi le citesc. Împreună cu numele vostru, evident. Evident că și împreună cu numele vostru. Ca să știe lumea cine, ce a zis. Așa mi se pare corect. Uite, avem 15 comentarii, mă băieți. Foarte, foarte multe comentarii. PlayStation Gaming ne zice, apropo, încă o chestie, dacă ai putea să faci un playlist, uite, PlayStation Gaming era cu playlist -ul. Videoclipuri în seria precedentă de Eurotrack ar fi foarte fain pentru cei nou, nou veniți Care sunt interesați de seria precedentă, cum sunt eu, ca să nu mai stăm să le căutăm pe canal Oricum se găsesc de, destul de ușor dacă dai de la cele mai vechi Dacă dai de, ce, de la cele mai vechi, pentru că sunt videoclipuri acolo și de acum un an Deci... Dacă dai acolo la filtre se găsesc destul de ușor, dar cum ți-am zis o să încerc să fac și și un playlist și un playlist. De la Flori YouTube avem aici, ar fi tare dacă ai mai face un video în care prezinți modurile, ne zice Flori, că vorbisem noi pe videoclipul precedent de moduri. O să încercăm să facem și chestia asta în viitor. Nu știu ce a vrut să zic aici Alin Ștef. Ne-a dat niște minute, minutul 3.12 și a zis nu e din 2019 pe 2020, n-am înțeles exact pentru că nu a nu a precizat la ce se referă din păcate și n-am -am cum să-mi dau seama că nici nu mai țin minte și am dat la minutul ăla sincer și nu, nu e nimic. Nu e nimic acolo să fi spus eu vreo ceva. A evoluat foarte mult uh, joc acest datorită modului produs și scos să se ocupă din și promoți. CCS care se ocupă de joc și promoți. Promoți sunt niște băieți privați care fac harta de la Promoz. Promozul este o hartă îmbunătățită, practic, care adaugă chestii noi în harta de bază de la SCS. Este comentariul lui Silviu care ne dă aici și cu like. Acum pe acest clip folosești promos sau Classic DLC, folosim și toate DLC-urile plus Promoți și Roy Extend dacă nu mă înșel eu, sper să nu mă înșel. Hai că am ieșit și la autostradă, un mare like de la Daniel, respect de la Nela, respect de la Ianis. A, Scania și DAF sunt top. Iveco Stralis, Highway Sleeper, zice Silvia aici, cred că se cumpără. Eu folosesc Tom Tom în limba română cu Ana. Dar ce se întâmplă aici, băieți? Doamne, dar ce e? aici? Se lucrează. Fiți atenți și e pe a doua bandă. Dumnezeule mare, fiți doar atenți ce e aici. Mamă, ce s-a blocat. lucrează pe autostradă și fiți atenți de vierea asta ce, ce a blocat autostrada tot Playstation Gaming ne spune salut eu prefer Scania în general, dar acum că ai zis că nu vrei Scania, aș zice să iei acel DAF din 2021 și după să faci treaba cu el îl vinzi și-ți iei un Mercedes videoclipul a fost top keep it up, mulțumesc frumos Playstation for Gaming Uh, nu am zis că nu vreau scane niciodată, că dacă te uiți la clipurile mele mai vechiuți, așa, că pe seria respectivă am avut niște scania de te durea capul, cât de frumoase erau tunate, aranjate. Extraordinar de frumoase, uite să-ți spună și abonații mai vechi care au văzut clipurile respective sau dacă ai plăcerea să le vizualizezi și tu. Uh, nu vreau să-mi iau scanii acolo la început pentru că vreau să o păstrez mai... După ce ne ridicăm puțin, acolo la început aș vrea să folosim niște camioane din astea mai de duzină, cum ziceam, un Renault, un Iveco, un MAN, dacă înțelegi la ce mă refer și după să ne ducem pe o Scania, pe un Volvo. Chiar și un Mercedes ar fi ceva mai high class pentru noi în momentul ăsta, de asta nu aș vrea să folosesc să iau un Mercedes. Un DAF, uite, ar fi ok, dar nu ne neapărat modelele noi, sincer. Mi-ai zis acolo tu sau nu știu cine zicea de un DAF din 2021, totuși nu cred că aș vrea un camion atât de nou. Aș vrea un camion, știi, uite cum e Scania asta, să începem puțin mai de jos așa prima dată și ușor, ușor să creștem și să avansăm de la camioane mai slăbuțe la camioane foarte, foarte bune, tunate și cum ziceam eu mai devreme, aranjate pur și simplu și să arate foarte bine cu... Atunci o să vin și eu evident cu moduri de sune, de, de tuning interior-exterior și așa mai departe. Evident că o să venim cu foarte multe adăugiri. Uite ce frumos se vede pe aici umbra asta. Chiar aduce o chestie foarte realistică acest mod de grafică pe care îl folosim. Sper că vă place. E foarte îmbârligată strada pe aici Dacă nu am GPS, sincer, chiar m-aș rătăci Ieșim la dreapta, cum ne zice și GPS-ul Nu mai avem, cred că, mult până la feribot Oricum nu e grabă mare Pentru că suntem în timpii În timp foarte bun, să zic, suntem De camionul ăsta are 682 de mii de kilometri Are ceva Nu e foarte mult pentru un camion Dar totuși are peste jumătate de milion Mai duce, nu e problemă mai duce, mai duce ajungem imediat la feribot, cum ziceam, da, și în fata deja se vede punctul de feribot. Nu o să mai avem mult după ce trecem cu feribotul și după vedem cu cum facem cu noul camion, că vreau să-l cumpărăm astăzi, după cum v-am zis, deci stați până la final pe episod, pentru că altfel o să pierdeți, altfel o să pierdeți fix momentul poate mult așteptat de mulți dintre voi. O luăm la stânga, văd cam un indicator aici de stop. Nu vine nimeni, am ciudată intersecția asta dacă mă întrebați pe mine. Urmează o cotitură la dreapta. Urmează cotitură la dreapta, auzi păi Și la cum mă bag eu aici? Dreapta. Fiți atenți. Cine a gândit treaba asta e întrebarea mea. Ar trebui concedea cine a gândit intrarea asta aici. Ei nu s-au gândit că o să vină și oameni cu camioane pe aici oare? Doamne ferește. Păi dacă vii cu, cu un tandem aici e jale? Adică poate intri, dar greu. Cu emoții, ca să nu-l Se deschide oare poarta asta? e să vedem. Se deschide, ma. Dacă ajungem și noi pe feribot imediat, imediat. Ușurel aici, că e de nivelare. Și deja putem să oprim. Uite, mă, toții sunt tandem în fața mea. Trecem în Valeta, mă băieți, în Malta. Nu mai face parte din, din Italia, dar noi o folosim așa ca pe o zonă sudica a Italiei. Pentru că după nu o să mai avem noi șansa să ajungem în Malta, în Valeta. Nu, nu, mai avem de ce să. Vă rugăm să circulați pe partea stânga drumului. Opa! Așa se circulăm în Malta, pe stânga? Ai ah, de capul și de zilele mele, mă băieți. Vine cineva, nu vine nimeni. Deci aici se merge pe invers. Oh, 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 oh că m-am dus prea iurea. Așteaptă, mă, și tu puțin, că ăștia au făcut niște ieșiri de te doare capul, mai ales că voi circulați pe stânga aici. Dacă era pe dreapta, nu era problema Mamă, deci se merge ca în Anglia, în Malta, nici nu știam chestia asta, uite, chiar am aflat ceva nou, vezi, joc Eurotrack și mai aflu și chestii noi. Deci în Malta, în Valeta, se circulă pe partea stângă exact ca în Anglia, interesant, oh, 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 că e roșu aici. Ce e cu viteza asta pe noi, că nu ne grăbește nimeni, cum mai ziceam. Dacă s-a făcut și verde între timp. Arată destul de frumos și că zona asta, așa la prima vedere. Nu e urâtă, de ce să mint? Mă mir că au și două benzi pe aici, adică... E dezvoltată țara asta. Regiunea chiar e dezvoltată. Să luăm la stânga. Trei benzi în sensul giratoriu. Așa ceva mai rar, sincer. Deci așa ceva foarte, foarte rar, mă, baieti Trei benzi într-un sens giratoriu nu prea vezi în multe locuri. Băi, era semn de radar, oare? Sper că nu. Sper că nu, că nu aș vrea amendă. Speed kills. Ok, n-ar trebui să fie. Doar ne avertizează că viteza ucide, dar... N-ar trebui să fie și radar, nu? Că suntem cam peste limitat, mi noi pe aici. Că mergem, nu ne, nu ne încurcăm, mai avem 40 de km aproximativ până la destinație Hai ah, că din trei benzi am, am ajuns la una E bună treaba asta și mai avem și un autocar în față Care nu știu ce face Ce facem ăsta? Ce se întâmplă în față mă băieți? Ce, ce, de ce s-au oprit toți? Semafor? Mamă, 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 am trecut pe galben. Am trecut pe galben noi. Eu zic că ne-am mișcat destul de bine pentru o cursă pe feribot. Chiar ne-am mișcat în... Uite, avem aeroportul pe partea dreaptă. Pentru cine l-a văzut mai devreme. Ia să dăm puțin camera din exterior. Ia uitați acolo avionul Baltic. Ce mai e dincolo? Lufthansa sau ce e acolo? Uizeru, ce i acolo, vă băieți? Mă, dar multe indicatoare din astea cu speed kills. Foarte, foarte multe. Cred că e al 4 al 5 pe care îl văd de când am intrat în Malta. Te avertizează oamenii. Să ai grijă la viteză. Au șosele probabil foarte bune unde te îmbie așa să dai, să dai talpă. 23 sau 28 de grade sunt afară, că nu-mi dau seama. 20 ceva de grade Celsius. Bă, 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 radar, mă. L-ați văzut doar că era cu, poziționat cu fața în partea asta alaltă. Mamă, mamă. Ați văzut radarul? Doar că era poziționat pe partea cu sensul opus de mers. Probabil să avem și noi unul în curând. Nu m-aș mira dacă am dat de un radar, dar îl avem pe în fața noastră care... Ne ia din el an oricum și nu mai are cum să ne prindă radarul că mergem în limitele admise. A, de prietenul meu. Asta chiar că merge legal Cu autocarului la 50 de km pe oră Să facem dreapta undeva Dar la unde? La Uite la aici dreapta. Hai mă treci Facem și noi dreapta E o zonă industrială probabil aici Parcurge Din câte se pare sensul la a doua ieșire, a doua ieșire. Mamă, ce m-am speriat de asta. E nu prea sunt obișnuit să merg pe partea stânga, Aia e problema. Merg la stânga, doar ca așteaptă si tu puțin. Așteaptă puțin că e jale când mergi pe stânga. Hai să facem parcarea asta ușoară, nu ne complicăm cu parcări grele. Da invers, da invers, da invers că se agață după. Că avem loc aici, bun. Numai așa din exterior să mai vedem pentru ultima dată acest transport, care sincer arată foarte bine la prima vedere. Decuplăm și noi remorca și probabil o să fie un nou transport excelent. Totul a decurs conform planului, n-am primit noi foarte, foarte, foarte multă experiență pentru că nu avea de ce. Bun, mă băieți, hai să intrăm la distribuitori autorizați. O selecție de camioane veche se disponibilă la un rabat considerabil în oferta de camioane rulate și mergem la camioane rulate, la distribuitori autorizați. și haideți să privim puțin lista aceasta pe care o avem noi aici. O listă, hai să vedem dacă filmăm prima dată, că parcă văd că vorbesc singur, 16 minute avem de episod, aproximativ, uh, o listă care ne prezintă niște camioane și mai vechi, și mai noi, și mai așa, și mai așa, uite avem daful ăsta din 2021 care despre care vorbeați voi, avem și Mercedes, avem și un Iveco Australis Highway, despre care parcă spunea la fel cineva. Avem și un Daf XD Day Cab, care la fel este un model mai nouț, avem și un Iveco Australis Highway, care un, are un rulaj. Ăsta e camion nou, la 11.000 de km pentru un camion, e camion gan, ăsta e făcut rodajul practic. Deci chiar și la o mașină mică, hai să fim serioși. la un camion cam și ăsta. De kilometraj mic, e camion totuși. E camion, e camion, mă băițe. Hai să facem un împrumut, hai să vedem care este cel mai scump prima și prima dată că trebuie să ne rămână și niște bani nouă. Deci avem nevoie să avem un buget cam de 200.000, noi deja avem 36 de și dacă mergem la unitatea bancară, am putea să facem un împrumut de 100 de mii odată. 100 de de două ori. Două rate, avem în total 200.000 făcute în bancă cu o dobândă de 18% și o rata uh, zilnică de 2.888 pe fiecare. Pe fiecare, bă băieți. Deci avem ceva de plătit, dar în cont acum avem 236.000 de bănuți. Bun, acum este o decizie foarte grea pentru mine, că dacă aș fi fost pe live alături de voi, am fi făcut și niște sondaje, am fi discutat acolo, doar că acum trebuie să mă gândesc foarte bine și să încep să elimin din ele. Asta clar nu-l aveam pentru că este foarte urât. N-am cum să merg cu ăsta, nici cu ăsta. Sincer, mă băieți, nici cu ăsta. Nici cu asta. Deci de pe prima pagină nu vreau nimic. De pe a doua pagină parcă mi-ar face cu ochiul acest man pentru că aș vrea să conduc un man cel puțin la partea asta de început despre care vă discutam, despre care discutam cu voi mai devreme. Că mă și bâlbâi deja. Ăsta e un model nou pe care eu momentan nu-l vreau. V-am zis că vreau niște modele din astea puțin mai vechiuțe. Uite, Iveco ăsta iarăși e frumos. E model și mai nouț așa. Vezi că nu mă lasă să-l configurez eu, aia e problema, ca să mă uit exact la el. Îmi dă doar opțiune de cumpărare. Uite, chestia asta mie nu prea-mi place. 310 cai are și manul ăsta cât are? 330 de cai are manul. Fii că e mai puternic manul. Bă băieți, eu nu aș vrea să-mi iau, uh, n-aș vrea să-mi iau IV-ul ăsta momentan. Aș vrea să merg totuși pe un man, sincer. Nu știu, mi s-a pus mie așa pata pe un man și aș vrea să cumpărăm acest man. O să-l trimitem în garajul nostru din Roma pentru că doar garajul ăsta l-avem momentan. Din păcate, mulțumim pentru achiziția la camionul, nu știu ce e bun. Uh, se pare că l-am achiziționat și dacă intrăm, nu putem să dăm joc direct. Acum putem să dăm direct joc pentru că suntem în camion, practic. Și vreau să mergem la primul service ca să vedem ce putem modifica la el. Ia să uitați, primul nostru camion, mă băieți, un Mante GX. 330 de cai putere, o singură axă pe spate, nu avem liftantă, axă dublă și așa mai departe, este un camion basic pentru început, alături de care eu zic că o să ne facem treaba la garajul nostru încă, încă vechiuț, încă vechiuț, uite avem niște saci de mizerie pe acolo, pe afară de gunoi, dar eu zic mă băieți că este ce trebuie, o, oh, e mai mult decât ce trebuie, e model nouț ăsta sincer, e model nouț pentru că avem, uitați ce volan avem la el, mă, e model nou de man, mă băieți, eu voiam unul mai vechi, Bă, de ce n-am fost atent, mă băieți, bă? E prea nou pentru ce voiam eu, sincer. Bă, băieți, ăsta e prea nou pentru ce voiam eu. Vă zic sincer că ăsta e prea nou pentru ce voiam eu. Trebuia să-mi dau și o seama după botul ăsta că e modelul nou. Nu știu, arată bine, arată bine. Dacă o să fie să-l vindem, mă băieți, ia să vedem. Dacă dăm aici la uh, administrare camioane. Noi cât am dat pe el? Vreo 80 ceva de mii, nu? Ceva de genul. Și dacă i dăm vânzare, îl dăm cu 97.000 Nu cred că am dat 80 ceva. Mi se pare că am dat 113.000 pe el. Cam așa. Și îl dăm cu 97.000 Uite, spuneți -mi în rubrica de comentarii, bă, băieți. Ce zice? A, să vizităm un service. Hai să vizităm un service. Pentru că nu ne grăbește nimeni. Dăm o tractare până la service. Mai plătim și 235 de euro tractarea. O să-l customizăm cât de cât cum putem noi și vă rog să-mi spuneți în rubrica de comentarii dacă vă place și vreți să continuăm să facem câteva curse cu el sau nu. Evident, voi decideți. A apărut o eroare? Nu, vreau să continui. De ce să... Problema este că noi nu avem level. Oh, dar ne putem pune 400 de căluți. Vezi că putem schimba și cutia. Ok. Bă, vezi că, vezi că e ok momentan chiar e ok, putem pune și altă culoare mm, nu știu ce culoare aș putea să-i pun, sincer sunt culori interesante cam asta definește manul auriul ăsta, așa Că dacă punem o treabă din asta, sincer eu nu prea sunt cu skinurile astea. astea alte sunt blocate astea așa nu prea mă încântă asta cu Europa nici atât eu pe asta, pe asta l-aș lăsa momentan. Și ia să vedem dacă putem modifica ceva la el pe aici. Uite, putem pune bara asta. O să adaug și eu modurile mele pentru tuning, pentru că încă nu le-am adăugat. Nu m-am gândit că o să-mi cumpărăm primul camion atât de repede, sincer să fiu cu voi. Dar o să le adaug. O să le adaug ca să fie treaba treabă. Din câte vedeți, nu putem pune nimic. Nu putem pune nimic pentru că... Nu avem level. Stați că țin mâna la gură și s-ar putea să nu mă auziți după. Uh, da. Nu avem level, mă băieți. Hai să punem și asta așa deasupra. Să avem mai multă lumină. Uite și pe aici mai putem pune ceva. Astea, la astea nu putem umbla. Uite pe aici mai putem umbla așa puțin nici la roți nu putem umbla. Vai de viața și de sufletul meu, mă băiți. E cam jale. E cam jale mare. Pe aici, pe spate, la fel, nimic. Nu avem, nu avem level, aia e problema. Din păcate. Dar o să facem și level. Pentru că dacă apăsați acolo butonașul de like, o să jucăm din ce în ce mai mult, până o să facem level ca să nu trișem, ca altfel am putea trișa foarte easy și atunci ar pierde din farme. Bă, da, nu putem să zicem că e urât, adică chiar eu chiar a ieșit relativ binișor. Eu sunt mulțumit de ce a ieșit, cel puțin pentru levelul pe care îl avem noi. E chiar ce trebuie și mai ales că o să mai bag eu și niște, niște moduri așa, să-l facem mai interesant. O să vedeți că o să ne punem și pisică pe aici, și femei o să avem în curând. Băieți știu care urmăresc seriile mele cum facem noi camioanele. Acum eu sper să vă placă. Sper să vă placă seria, să apăsați butonașul de like, uite, aici avem doar o singură chestie, nici are rost să mă mai complic să pun. Da, rez văd că nu mai are ce să mai avem ce să punem așa. Aici sunt blocate, probabil erau și eu glinze electrice. Mai plătim 41.000 în plus, n avem ce să facem, o să-i plătim. Avem și un servis pentru el. Ia să vedem, aici ceva pe roșu. Bă, nu o să-l reparăm momentan. O să-i dau o ajustare la scaun pentru că de acum putem să... Putem să păstrăm așa partea asta. chiar e prea mult din punctul meu de vedere. E hmm. păi, ok, E ok, mă băieți, e prea nou, sincer, pentru mine. Să spuneți și voi cum vi se pare primul nostru camion. De la Man. Acesta este primul nostru camion. Să-mi spuneți în rubrica de comentarii dacă vă place, dacă vreți să-l păstrăm și dacă vreți să facem curse cu el sau vreți să-l schimbăm în viitorul cel mai apropiat posibil. Nu uitați de un like, un comentariu și un subscribe dacă nu ți abonați. Și noi ne vedem la viitoare. Pa, pa!